Superliga vă este oferită de Superbet. Doamnelor și domnilor, începe etapa 24-a din Superliga cu derbi de Moldova, FC Botoșan, Poliaș. Robert Șișcă și Dragoș Borchină vor comenta pentru dumneavoastră. Leo Grozavu a rămas la Ieșeni, între timp Botoșanul a schimbat tehnicienii. Ia să vedem însă această pătrundere cu șut de la marginea careului. Oh, pe lângă poarta lui Răzvan Ducan, acțiune superbă a Iașului. Avem o primă fază frumoasă în această etapă. Saghiri. Da, efect, Saghiri, nu e lovitură de colț, dar a dat cu foarte mult efect, da, eram în plină pandemie. Ia să vedem atacul Botoșanului, hai să vedem pe vineri Adams, întoarce foarte bine, Țigănașu, ocazie mare pentru Botoșani și nu s-a terminat, din deviere putea să fie golul lui Țigănașu, e altceva, a început meciul. Da, o ușoară întârziere de 25 de minute, glumit puțin, dar da. Aceasta este o bună șansă pentru echipa lui Bogdan Andone. Revedem problemele care sunt în apărarea celor de la Poliaș. Excelent, excelent a gândit-o Adams. Dacă intra călcuiul ăsta lui Fulop, ar fi fost golul campionatului. Dar din contra lui Țigănașu putea ieși un gol epic, așa zice. Asta înseamnă să te bați până în ultimul moment pe Sadicu mai departe. Pasă la adversar. Ia să vedem cum se dezvoltă acțiunea. Șut bun și gol! Iașul! Minutul 28, o torpilă care scutură plasa. Carlos Iatoba reușește să înscrie, sau nu e Saghiri mai degrabă? Saghiri, da, minutul Saghiri, 29, da. Da, 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 șut foarte tare după o greșeală mare a echipei din Botoșani. În delir suporterii Iașului au prăpădit peluza acolo. Saghiri așadar scutură plasa cu un șut foarte puternic. Cred că nu a văzut mingea Răzvan Ducan, deși cumva a fost pe traiectoria lui. Să ne dăm seama imediat din relori. Cert este că avem un șut sănătos. Iată, totul vine după o pasă primită de la adversar. Saghiri pătrunde, nu-l atacă nimeni decisiv de la marginea căreului tătare. Mingea, cred că e o traiectorie ciudată, a dat bine cu ristul exterior și cumva pe lângă brațul portarului Răzvan Ducan se duce balonul. Da, bine, a dat bine. Da. Da, achiziție excelentă pentru cei de la Poliaș. Și de fapt sunt în continuare, asta nu e o problemă. Hai să vedem cu schema, nu e cu șut direct, centrarea pentru Betaev. Sub transversală! Ce ți-am spus? Presiune foarte mare pe Răzvan, șansă de 2-0 pentru Ieșeni. Minutul 45 plus 3 vine această acțiune, această ocazie de gol. Buena, excelent atacă, spațiul excelent, reacolo, detentă bună. Fundașul central al Iașului, Florescu, face bine mingea, întoarce frumos pentru David, care centrează, nu era și gol! Botoșaniul 1-1! Offside însă, aoleu, domnul arbitru, ne-ai stricat bucuria. Ce fază, marcase noul intrat Enzo Lopez. Hai să vedem însă dacă asistentul are dreptate. Hai să vedem. Senzațională faza, senzațională, plecată din piciorul lui Florescu, cum ar veni, care întoarce aici pentru Eugen David. Ia să vedem centrarea. Este cu vârful genunchiului. Pur și simplu. Da, pur nu, simplu. Cred că trebuie analizată faza și probabil că va fi analizată. Da, da, da. Ferenc Tunioghi ridică fanionul încrinsă, cred, în dinamica fazei, cum ai spus și tu, pe acel stop cadru. Mai mult că decizia e una pripită. Că, mi se pare că ești chemat la margine doar pentru fazele petrecute în careu. A validat și golul. Este gol, da? A validat, da, golul, ceea ce era natural de la început devine oficial și în urma verificării și publicul este în delir. Avem egalitate, la fel cum a fost în meciul tur din 18 septembrie anul trecut în etapa 9. Perioada asta de 10 minute a Botoșanului este concretizată cu acest gol al lui Enzo Lopez, care a schimbat două schimbări practic ofensive. Da. 2-2, cum ar veni post pe post. Ia să vedem șutul! Îl întinde pe Răzvan Ducan, însă n-a avut forță execuția. Iune care a trădat odată în plus
lipsa de reacție, poate pe cartea contraatacului. Aceasta este execuția lui Harrison, parada lui Răzvan Ducan. E mult. E suficient, poate, da, pentru da, o victorie da, da, da. În cazul Botoșanului. Mai și mică gol! Moabit! Botoșanul o întoarce pe Iași în minutul 91. Extraordinară faza! Schimbare inspirată făcută de Bogdan Andoneș. Sigur, și el fost atacant în carieră și simte bine jucătorii de atac. Senzațională faza! Prezidentul de la Botoșani nu se bucură. Îmi place căciula lui la nebunie, verde. N-am văzut așa ceva până acum. Merge cu gazonul. Merge cu gazonul, da, e pe culoarea gazonului. Extraordinară faza! Hai să vedem însă dacă mingea nu a depășit linia de poartă. Hai să vedem relorile. Senzațională însă faza. Muadib însă aduce golul de 3 puncte în acest moment. În acest moment. Ia să vedem. Aruncare de la margine. Aici e întrebarea. Nu, nici vorbă. Gol perfect regulamentar, luare din 8 metri și avem 2-1 pentru Botoșani. Răsturnare în ultim moment de rezultat și etapa 24-a din Superliga începe cu un meci foarte frumos una peste alta, încrâncenat, dar și cu ceva faze de poartă. Practic nu ne-a lipsit nimic, de fapt. Nu, la a opta prezență în tricoul, iată, Botoșaniului, simpatic francezul Moadi.